vorbim și de filozofie și se știe că și poezia aceasta lui e impregnată de anumite idei filozofice, mă refer la Schopenhauer. E vorba de acel prezent continuu. Pentru Schopenhauer și pentru Sfântul Augustin, trecutul și viitorul nu există, există doar prezentul, clipa de față. Trecutul nu mai este, viitorul este o continuă amânare. Și deci prezentul e ceea ce contează, e unica adevărată realitate. Și spune, cu mâine zilele ți adaugi, cu ei viața ta o scazi. Și ai cu toate astea în față de-a purul ziua cea de azi. Când unul trece, altul vine în astă lume al urma, precum când soarele apune, el și răsare undeva. Se pare cum că alte valuri cobor mereu pe același vad, se pare cum că e altă toamnă, ci în veci aceleași frunze cad. Înaintea vieții noastre umblă mireasa dulcii tinereți, chiar moartea însăși e o părere și un visternic de vieți. Din astă clipă trecătoare, ăsta adevăr îl înțeleg, că sprijină vecia întreagă și un văr de univers întreg. De aceea zboare anul acesta și se cufunde în trecut. Tu ai și acum comoara întreagă, ce în suflet pururi ai avut. Cu mâine zilele ți adaugi, cu el viața ta o scazi, având cu toate astea în față, de-a pururi ziua cea de azi. Priveliștile sclipitoare ce în repezi șiruri se liștern, repausă nestrămutate, sub raza gândului etern. Și încă o poezie, doar, ca să nu... E vorba de o postumă. Ce șoptești? Ce șoptești atât de tainic, tu izvor de cânturi dulci? Repezim bălaia undă, floarea țărcului o smulgi. Și o duci, o duci cu tine, vâjind încet pe prun. Ale tale unde floarea? Cine știe cu unde o spun? Astăzi trece și viața mea, dar o floare în valul nu e. Nici nu spun că tine dorul nimăluie, nimăluie. Și o trec tăcut ca moartea, nu mă uit la vechii munți. Scrisă-i soarta mea în creții, întristatei mele frunții. Numai colo unde teiul lasă floare la pământ, eu încep să mișc din buze și trimit cuvinte în vânt. Vis nebun de șarte vorbe, floarea cade rece cântui și eu știu numai atâta, că aș dori odată să mântui. Da.